Dar dacă e să am o problemă cu ceva în viața asta, vă spun două povești în clipa asta, una despre call center și una despre un masaj. Sunt legate între ele, aveți răbdare, o să fie bine. Credeți-mă, aveți încredere în mine. În primul și în primul rând, este cineva care lucrează la call center? Bineînțeles că nu. Că, da, cum era să fie, nu? Și e...